Că dacă eram întrebat la înainte de meci, aș fi spus că un punct e suficient pentru noi, însă la cum s-au desfășurat lucrurile, chiar dacă am fost dominați în multe momente, eu zic că puteam pleca cu 3 puncte la, dacă eram un pic mai atenți. Ați protestat pe bursul jocului, dar spune-ne, de unde atâta putere, de unde atâta dăruire pentru voi, sunteți demni și în camarade și sunt atât de mari probleme? Cred că, cum a spus și mister, caracterele puternice se văd în vremuri grele și cu siguranță ne-am trecut prin niște vremuri grele de ceva luni. Lumea poate abia acum a aflat, însă noi avem probleme grave de tot și nu știu sincer câtă putere mai avem să continuăm. Vedem ce se mai întâmplă săptămâna asta, deși la cum se mișcă lucrurile, nu văd un viitor prea strălucit pentru noi, sau pentru, cel puțin pentru echipă, pentru noi personal, cine știe. Totuși, nu prea niște bani, mai există promisiuni? Promisiuni există cel puțin de când am ajuns eu la echipa asta. Mai avem de încasat foarte mult, cel puțin cei care am venit din sezonul trecut, avem o grămadă de prime de luat, plus două salarii și, credeți-ne, nu este ușor deloc să mai venim la muncă neplătiți de atâta timp. Hai să vorbim și despre lucrurile frumoase, despre golul tău. Ai știut că o să trimiți acolo media? Nu am știut. Este destul de greu. Nu am știut, dar pot să zic că am simțit înainte de corner, m-am poziționat exact acolo. Știam ce poate colegul meu care a centrat și mă bucur că a intrat în poartă și ne-am bucurat de un gol frumos, zic eu.